Marcu 10, începând cu versetul 17, suntem atenți și vrem ca Dumnezeu să ne vorbească. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai de la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem: slăvit să fie Domnul! În seara aceasta, dragii mei, Dumnezeu a rânduit pentru noi un prilej binecuvântat să fim în prezența Lui, să fim aici în adunare, în timp ce alții sunt la ATI, în timp ce alții sunt în alte locuri. Tu ai harul acesta extraordinar să fii în prezența lui Dumnezeu și pentru aia spun: Domnul fie lăudat. Harul acesta, dragii mei, trebuie să ne și responsabilizeze. Și ar putea să ne fie obișnuit cu lucrurile frumoase ale vieții și ne dăm seama ce valoroase sunt doar după ce le pierde. Am văzut și eu tânăr care să dea cu capul de sicriu când a murit maică sa. Dar eu știam că 3 ani înainte nu a sunat-o deloc. Că ajungem să prețuim lucrurile cu adevărat când nu le mai avem. Prețuim tineretul când nu mai putem să mergem la tineret. Prețuim biserica când suntem bolnavi. Și exemplele pot să continuă la nesfârșit. Pentru aia vă rog astăzi, în numele Domnului, prețuiți fiecare secundă din viața voastră. Ieri am predicat la un frate de 38 de ani. În mai am predicat la mormântarea verișorului meu la 28 de ani. Atunci când ajungi la finalul vieții și îți dai seama că nici nu te gândi că poți să fie finalul, ai vrea să dai timpul înapoi. Însă spunea cineva că ceasă putem să-l dăm înapoi timpul niciodată. Pentru aia vă invit, trăiți fiecare secundă cu Iisus, cu Dumnezeu, trăiți-o la maxim. Nu vă spun ce spunea Conex Go, dar trăiește clipa. Nu la aia mă refer. Vreau să vă fac conștiință astăzi că clipa pe care o trăiți vă influențează veșnicia. Și astăzi poate fi clipa când veșnicia ta să fie schimbată. Nu știu pentru ce ați venit în seara asta, dar mă rog ca, dacă ai venit pentru Iisus, să pleci de aici schimbat. Vreau să vorbesc în această seară și m-am tot frământat luni, noaptea, cu ce să vorbesc, să fiu relevant pentru generația voastră, o generație care e obișnuită foarte mult cu tehnologia. Mă gândeam că dacă veneam cu pilda asemănătorului, s-ar putea să nu vă fi prins pe mulți dintre voi. Pentru că puțini dintre voi vă mai ocupați cu agricultura sau ne mai ocupăm cu agricultura. Eu am făcut acasă solară. Că am auzit că fetele, băieții măr la solar, mai nou și băieți mai măr. Azi mă fac acasă solar și o să fie full. Deci vă spun că nu mai au soția și copiii, ne-am brozat acolo. Bine, a fost un bronz activ, a fost o muncă activă, că am avut și roșii după aceea. Asta în caz că nu v-ați prins încă despre ce solară e vorba. Dar am observat ceva foarte interesant. Așa până aprilie, mai, când o trebuie să seamăn, nu vinea nimeni să mă ajute. Până august, când erau roșiile coapte, frate Hristă, ce mai faci? Vreau să vin în vizită, zice. Am auzit că ai roșii faine. Da? Cam așa e și în viața de credință. Foarte puțini oameni l-a semănat și foarte mulți l-a secerat. Mă rog astăzi să fiți oamenii care să semănați. Și când va veni ziua seceratului, o să vă bucurați. Repet, vroiam să fiu relevant pentru voi, am stat înaintea Domnului în rugăciune, duminică seara spre luni și luni pe la 1 noaptea am primit de la Domnul un mesaj pentru generația voastră, un mesaj unde s-ar putea voi să știți mai bine despre ce e vorba decât chiar eu personal, care lucrez de 14 ani în informatică. Și vreau în seara aceasta, dragii mei, să luăm câteva acțiuni pe care voi le faceți în social media și să le adaptăm din punct de vedere spiritual. Și să vedeți cam la care dintre cele 6 acțiuni sunteți în momentul de fază. Cea mai
Reacțiune pe care cineva o poate avea pe social media este să fie blocat. Nu știu dacă ați pățit lucrul ăsta. Poate nu se vede așa bine. Nu știu dacă ați dat bloc la cineva până acum. N-ați dat, așa-i? Domnul să vă ierte. N-ați dat la nimeni bloc. Ați dat voi la mulți. La mulți ați dat. Da? Ce înseamnă bloc? Când nu suporți o persoană și nu vrei să ai de-a face vreodată cu acea persoană, mergi simplu, îi dai bloc. Postările tale nu o să mai fie vizibile pentru acea persoană. Cumva ai vrea să ții totul secret și să nu împărtășești nimica cu băiatul sau cu fata respectivă. Chiar și mai mult, bloc înseamnă că nu o să primești mesaje, nici notificări. Nu o să te poată întreba, auzi, cum stai cu citirea Bibliei? Gata cu astea. Da? Auzi, dar unde ai fost joia trecută? Cum te-am văzut la biserică? La tineret, când au fost vreo 4-500, te-am văzut, dar joia nu te-am văzut. Imediat i-a bloc, că nu ți-a plăcut întrebarea asta, știi? Și nu vrei cumva să mai ai de-a face nimic cu persoana respectivă. Și atunci, cei de la social media, de la Insta și din alte, de la alte platforme, au inventat opțiunea asta. Pentru că fiecare dintre noi probabil că avem persoane pe care nu le suportăm. Eu ca păstor trebuie să-i suport pe toți, deci nu am voie să dau bloc la nimeni. Că imediat mă pun ăștia, îmi fac screenshot și... Da? Dar, iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că n-am... Și nu vrei cumva să mai ai de-a face nimic cu persoana respectivă. Și atunci, cei de la social media, de la Insta și din alte, de la alte platforme au inventat opțiunea asta. Pentru că fiecare dintre noi probabil că avem persoane pe care nu le suportăm. Eu ca păstor trebuie să-i suport pe toți, deci n-am voie să dau bloc la nimeni. Că imediat mă pun ăștia, îmi fac screenshot și... Da? Dar, iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că n-am venit să vorbesc despre blocul de la Insta, ci am venit să vorbesc despre blocul pe care unii dintre voi îl dați lui Dumnezeu. M-am întâlnit personal cu tineri care mi-au spus, eu sunt ateu convins. Maică-mea e proroc, taică-mea e păstor. Eu sunt ateu convins. Nu un caz din ăsta vă dau zeci de cazuri din astea. Stăteam duminică seara la masă cu un grup de cântăreți și îmi spunea un frate de acolo, Cristi, îți dau 14 nume din biserica noastră de tineri care sunt în lume. Care au fost duși la binecuvântare, care au cântat în fanfară, în cor, până la o anumită vârstă. Spunea o mamă plângând, tare Cristi, vină te rog la noi acasă, e și soțul meu, e și celălalt. Avem unul care nu mai vine la biserică, avem un băiat, nu mai vrea. O zis că el e ateu convins. Iubiții mei, oamenii ăștia care dau blocul lui Iisus nu spun altceva decât pe mine să mă lăsați cu prostiile astea spirituale. Și dacă mergi undeva în trecutul lor, vei observa că de cele mai multe ori au fost dezamăgiți de Dumnezeu. Cel puțin așa susțin ei, deși dacă veți citi cartea lui Filipienseni, o să vă deschide ochii la mulți. Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni. Problema e la noi, că ne-am creat un Dumnezeu fals. Da? Ne-am creat un Dumnezeu care, de exemplu, chiulești toată viața de la clasa 12 și la BAC îți dictează subiectele. Cam ăsta e Dumnezeul la mulți. Știți? Stai pe Netflix toată ziua, da? Și ai vrea totuși Dumnezeu, nu știu, cumva să-ți descopere viitorul partener. Nu știu, într-un, nu știu cum. Ne-am făcut noi așa un Dumnezeu care tot timpul ne dă numai ce vrem noi, ne poartă de grijă. Și când ajungem la prima dezamăgire și vorbești cu o fată sau cu un băiat și vezi că te-au dezamăgit, unii suferă o depresie sentimentală și pentru aia se depărtează pentru dauna de Dumnezeu. Alții sunt supărați că, sau sunt dezamăgiți pentru că cineva i-a jignit cu ceva. Am văzut tineri care s-au enervat pe părinții lor și pur și simplu au plecat. Îmi spunea o familie din Austria, frate Cristi, la 18 ani au plecat. Săptămâna trecută am vorbit cu un tată, plângea la telefon și a zis, frate Cristi, sunt disperat, sunt disperat. Fata mea de 19 ani m-a lăsat două coli A4 foi scrise pe patul ei. M-am dus într-o zi în cameră și în loc să fie ea acolo, erau două foi scrise. Și a zis, am plecat de acasă, vă rog nu cumva să mă sunați că vă blochez. Nu vreau să mai am de face cu Dumnezeu, vreau să stau în concubinaj cu băiatul care e mai bun ca oricare dintre pocăiți. Și au zis, nu vreau să mai aud de voi, nici de Dumnezeu. Și tatăl acesta plângea și a zis, frate Cristi, am dat tot ce-o vrut în viața asta. Am făcut tot ce... Poate că și asta e o greșeală, nu se dă tot ce vrea, nu?
Nu știu. E diferență între a avea tot ce vrei și a avea tot ce ai nevoie. E mare diferență. Dar nu știam ce să răspund la acest tată, că pruncii mei toți astea sunt acasă încă. Și sper să nu mi se întâmple și mie lucrul ăsta. Dar atunci când dai bloc lui Dumnezeu, întotdeauna vei băga cuțitul în inima mamei tale prin vorbe grele. Îi vei spune tatălui tău, nu te băga, că eu am 18 ani deja sau am 16 ani. Am viitorul meu în față. Ba, mergi și mai departe, poate și îi spui la păstor, nu? Ce treabă ai tu cu mine? Iubiții mei, vă dau un exemplu din Biblie despre niște oameni care aveau Biblia în mână și totuși i-au dat bloc lui Dumnezeu. Vă vine să credeți? Că dacă ai bergambir în mână, bă, te înțeleg. Dar și aveau Biblia în mână. Luca 7:30. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Avea Dumnezeu un plan pentru farisei și are Dumnezeu un plan pentru toată omenirea și pentru toți cei care se întâlnesc în sala aici. Dar vreau să vă spun că nu e suficient ca Dumnezeu să aibă plan. Trebuie să dau și eu accept la planul acela. Nu? Trebuie să fiu și eu de acord. Când m-am căsătorit cu soția mea, cei de la primărie m-au întrebat pe mine dacă îi iubesc. Dar nu s-a pus să scrie imediat certificatul de căsătorie. O zis, o întrebăm și pe ea. Nu vi se pare interesant aici la tânărul bogat că Iisus l-a iubit și totuși băiatul ăsta a mers în iad? Că asta e paradoxul, să te iubească Iisus, să te întâlnești cu Iisus și totuși să-i dai bloc și totuși să mergi și să te îndepărtezi de El pentru toată viața. Dragii mei, în viață poți să faceți, veți face ca și tineri multe greșeli. Și eu am făcut multe greșeli. Și se spune că din greșeli învață omul. Acum ai două variante, să înveți din greșelile tale sau din greșelile altuia. Îmi spunea un părinte, a zis fata mea că ea vrea să învețe dând ea cu capul. Succes! Spor, acum vezi cât rezistă grinda sau capul. Nu știu, tu știi. Dar eu m-am hotărât în viață să... De exemplu, puteam să-mi iau o fată care se droghează, își bagă injecții în venă, da, jumate din cap să fie rasă, jumate cuplete și să văd cum e să învăț pe greșeala mea. Dar am zis, nu pot să fac asta, că o viață am. Știi ce spun? Atunci m-am uitat la altcineva care și-a luat o tipă din asta. Și am văzut că nu a avut două luni rezistat. Și ăla cu, nu știu cum, cu câte mii de euro cheltuit în Maldive. Mai mult rezistat. Deci poți să înveți din greșelile altora în viață sau poți să înveți din ale tale. Și vreau să vă spun că în viață o să faceți multe greșeli. Dar cea mai mare greșeală care poți să o faci în viață este să respingi pe Dumnezeu. Să-i dai bloc lui Dumnezeu. E cea mai mare greșeală care poți să o faci. Pentru că, iubiții mei, ascultați-mă, dacă cazi la școala de șoferi, mergi, mai dai o dată. Ai căzut la bac, ai dat anul viitor. Spuneți-mi, după ce se oprește respirația și te-a prins moartea tot cu bloc activat, spuneți-mi, vă rog frumos, cum rezolvi situația asta? În Luca 16, Biblia spune despre, și e un caz real acolo, da? O folosit Domnul nume reale despre Lazar, o zis la bogatul, nu-i mai zic numele, că dacă trăiești fără Dumnezeu, nici numele tău nu mai contează. Dar în Luca 16 a ajuns în iad un bărbat care toată viața a dat bloc lui Dumnezeu. Știți că din iad oamenii nu se mai gândesc la Bitcoin? Din iad oamenii nu se mai gândesc, bă, să văd câte vizualizări am eu în seara asta la nu știu ce, la rochia care m-am cumpărat-o, la poșeta. Nu. În iad oamenii se gândesc la un singur lucru, știți la care? Pocăință. Toată viața s-a gândit la altceva. Afaceri. Toată viața s-a uitat în jos, papucii lui, hainele lui. Nici nu l-a văzut pe săracul ăla Lazar la ușă. Și când a ajuns în iad, s-a gândit la pocăință și a zis către... Zice, Avrame, trimite pe Lazar să spună la frații mei care și ei tot blocau la profil. Nici nu vor să audă, îi chem la evangelizări nimic. Spune-le, zice, să dea în bloc lui Dumnezeu și să se pocăiască. Și ce a zis Avram? Au Biblia. Au pe Moise și pe proroci, acum că nu-și fac timp de ea, e treaba lor. Dragi tineri, o viață aveți. O viață avem. Și Biblia spune în Evrei 3:15, cât vreme se zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Biblia nu folosește cuvântul bloc, ci folosește cuvântul împietrirea inimii, ca în ziua răzvrătirii. Și încheie primul punct spunându-vă, cunosc un băiat care într-o zi, i-a zis tatălui său, vreau ca Dumnezeu să mă lase în pace. Și tatălui i-a zis, o să mă rog ca Dumnezeu să nu te lase în pace. Astăzi nu are o mână, dar e în biserică.
Eu dat am bloc lui Dumnezeu când era în spital și s-o trezit și a văzut că nu mai are mână. Eu n-aș vrea să ajungeți așa. Că vreau să vă spun astăzi că dacă ai o mamă sau un tată care se roagă pentru tine sau un coleg de școală care plânge înaintea Domnului pentru tine, nu o să scapi. Dumnezeu te va căuta. Și dacă nu o să poată să te caute cu o predică ca și în seara asta, o să încerci alte metode, că Dumnezeu întotdeauna are și planul B și C și D și E. Dar n-ar fi frumos să faci, o spus aici apostolul în Evrei, astăzi, să mergi acolo la alea trei puncte de la profilul, de la profilul Domnului și să spui în bloc. Doi, un al doilea buton pe care îl folosiți și îl folosim poate unii dintre noi, este o versiune mai light, mai ușoară decât blocul, da? Și se numește mute. Și probabil că sunteți familiarizați și cu versiunea asta și cu această acțiune. Care e diferența între bloc și mute? Ești de acord ca persoana respectivă să-ți vadă postările, dar nu vrei să fii deranjat de postările lui în ale tale. Și dacă vrei să le vezi pe ale lui, nicio problemă, mergi la profilul lui și te uiți. Cumva ai vrea să ai la vedere ceea ce ține de tine, dar nu vrei să vezi ceea ce ține de el. Atunci ai spui, păstrăm distanța. E COVID, zice. Da, la distanță, zice. Iubiții mei, din punct de vedere spiritual, mute înseamnă tânărul acela care nici nu spune că e ateu, da? Dar cumva ar vrea să nu fie deranjat de Iisus în timpul săptămânii. Mai vine la evenimente mari, de amploare. Știți când vine el? Când faci banner la WhatsApp, atunci vine și el. Dacă n-ai făcut banner, bă, zice, n-am știut. Dacă n-ați anunțat, zice. El tot timpul întreabă, auzi, cine vine în seara asta? Atunci mă duc la profil și mă uit. Dar dacă, auzi, dacă n-ați făcut, nu m-ați anunțat. E ca și cum eu acum seara, când o să ies de aici, plec la Deva, o întreb pe soție, auzi, dragă, cine vine seara asta la noi? Că dacă nu vine nimeni, nu ar vrea să mă duc acasă. Avem ceva musafiri. Exact așa fac ăștia cu biserica. Dacă vine cineva, vă zice, vin. Dacă nu... Iubiți-mi, ascultați-mă, eu cu soția mea am făcut legământ. Dacă ea e acasă și copiii, eu nu, pe mine nu mai interesează și mai vine. Tu astăzi, sau acum un an, sau doi, sau trei, ai făcut cu Domnul legământ. El e prezent aici. Mai contează cine mai vine? O, câți tineri îți pe miut. Merg la biserică din când în când, dar Iisus în viața lor îi trecut pe silent. Și probabil că păcatul face lucrul ăsta în viața tânărului creștin. Sau creștin în ghilimele. Ai treburile tale zilnice, chefurile tale, distracțiile și păcatele tale și nu vrei ca în feed-ul tău să intervine el. Și atunci vine Pavel și trage semnalul de alarmă și spune în 1 Corinteni 15 cu 34: veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Frate Cristi, cum poți să spui la o adunare de tineri că sunt aici tineri care nu cunosc pe Dumnezeu? Dar Samuel, știți că sluja în templu și nu cunoștea pe Domnul. Aranja acolo covorul, furculițele, ce trebuia acolo, jertfele, lemnele, focul, să fie totul pregătit. Și nu cunoștea. Spune Biblia că Samuel nu cunoștea pe Domnul. Și poți 80 de ani să vin în biserică și în viața ta Iisus să fie pe miut. Și Dumnezeu și vocea lui Dumnezeu să nu auzi niciodată. Asta și m-a gândit dacă Samuel era cu boxele la maxim, știți? Oare mai auzea vocea susurului blând care îi spunea Samuele, Samuele? Asta și m-am gândit dacă Samuel ar fi fost ocupat cu alte lucruri, oare ar mai fi strigat Dumnezeu? Nu știu să vă răspund la asta, dar ceea ce vreau să vă spun este că în seara asta se aude vocea lui Dumnezeu și ar vrea să vină în profilul tău, dar trebuie să faci, să dai acolo, să dai unmute pe wall-ul vieții tale, da? Să pună mesajul lui. Să nu rămână numai așa la ureche. Și când ai plecat de aici, auzi că tu ai făcut Real cu Barça. A fost fain la tineret, da? Eu tot acolo scu gândul, în altă parte. Dragii mei, a fi pe mute spiritual înseamnă să te sperie predica, dar să amâni schimbarea. Fapte 24 cu 25. Pe când vorbea Pavel despre, auziți, trei domenic pe care îi sperie pe oameni. Neprihănire, da? Sfințenia vieții. Înfrânare, da? Și despre judecata viitoare. Felix, îngrozit, a zis, ies în față! Nu. De asta dată, du-te.
când voi mai avea prilej, te voi chema. Un om care îl avea pe Dumnezeu în viața lui, pus așa undeva deoparte. Zice, alt predicator nu mai aveți, ăsta strigă prea tare, ăla vorbește prea încet. Altcineva nu mai. Du-te, zice, lasă. O anul viitor când o să mai faceți conferință, mai vin. Acum nu, zice, nu mai pot să mai ascult, zice, mergeți de aici. Dragii mei, stau și mă întreb de câte ori ne-a vorbit Dumnezeu până acum și n-am luat seama. Și am observat în scurta mea slujire și scurta mea experiență că la unii Dumnezeu le vorbește deodată, la alții le vorbește de 100 de ori. La noi în Hunedoara a fost un caz. Într-o zi cineva s-a îmbolnăvit și a dus boala asta groaznic, urla în casă de durere, urla, l-au auzit vecinii, au chemat salvarea nu știu câte ori. Avea durere îngrozitoare. Și niște frați cu inimă mare au zis, bă, hai să ne rugăm, punem înainte Domnului pe omul acesta. E un om care nu cunoaște pe Dumnezeu. Dar când îl vedem cum urlă și poate mere și ne mântuie din viața asta. Nu se știe. Hai să intrăm să ne rugăm pentru el. Și la o dată, la o rugăciune, era un proroc și a zis prorocul, nu vă mai rugați pentru el. O speriat așa. O zis domnul, 20 de ani, i-am dat timp să se pocăiască. Și ăștia au mărșuri investigat și au aflat că fratele ăsta 20 de ani a stat față în față cu Biserica Pentecostală. Știți ce făceau când ieșeau tineri de la tineret? Și pocăiță de la joia, seara și de la marță și duminica. Scuipat, înjurat, cu pietre, blesteme și tot ce vreți. Și a zis Dumnezeu, 20 de ani, bărbatul ăsta m-a pus pe mute. Și eu i-am vorbit. Când ieșeau oi afară, îi vorbeam. Când ținea biserica geamului deschis, eu îi vorbeam. După 20 de ani, a zis Dumnezeu, timpul lui s-a încheiat. Atât de împietrită i-a ajuns inima, că vă puteți ruga voi toți. Iubiții mei, nu e problema că Dumnezeu nu poate ierta. Dumnezeu poate ierta, dar nu se mai poate omul pocăi. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, vreau să fac o schimbare în viața mea. Nu știu cât de mult te pătrunde mesajul lui Dumnezeu, dar vreau să spun că dacă nu citești Biblia în fiecare zi, poți să fii botezat cu Duhul Sfânt și în apă și să faci ce vrei, în viața ta Dumnezeu e pe miut. O, câți tineri am văzut care deschid Biblia numai așa la examene, da? La școala de șofere, la căsătorie. Spune Biblia în Plângeri 3:22, că în fiecare noapte Dumnezeu pregătește pentru noi mesaje și dimineața când ne trezim, ne le trimite. Apasă pe send. Numai că la noi, dacă e pe miu, noi nu le vedem. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Nu știu câți dintre voi azi dimineața când v-ați trezit, v-ați gândit că la faptul că Dumnezeu nu a dormit astă noapte, ci a pregătit pentru voi binecuvântări. O să punem pe YouTube, în curând, la Miros de Cer, o fată care e bolnavă de boala aceea epidermoliză, pentru care s-au făcut plicul acelea al recunoștinței, cei care îl cunoașteți, proiectul. Și-a mers față și-a luat un interviu. Fata aceasta avea degete ca și voi. Și boala i-a unit degetele și i-a strâns. Și ai fi zis că niciodată nu a avut degete. Fata asta avea esofagul curat ca și voi și acum începe să aibă probleme. Și ea știe că în câteva luni, un an, doi maxim, va pleca. O să vă miște alea 25 de minute de interviu cu ea. Să vedeți cum ține pixul cu amândouă mâinile să scrie. Și noi ținem telefonul cu o mână și ni se pare normal lucrul ăsta. Și Dumnezeu în dreptul tău și dreptul meu a scris sănătate. Acum vreo 4 luni de zile, sora de la asociație care se ocupă, sora Mimi de la Lugoș, care se ocupă cu cei cu epidermoliză buloasă, sunt 70 în România, aproape 80, noi suntem în contact cu 30 dintre ei deja. 1000 de euro ne costă tratamentul la unul pe lună. Care trăiesc numai prin niște creme și niște pansamente pe care le schimbă în fiecare zi. Și numai cu 4 luni, un băiat, nu știu, 12 sau 13 ani, a murit. La unii boala merge mai încet, la alții merge mai repede. Și când am văzut mesajul ăla, am stat și m-am gândit, ce meritam eu că sunt sănătos? Așa că nu vă mai mișcă lucrurile astea, nu ne mai mișcă, ne-am obișnuit cu binecuvântările Domnului. Atunci când nu le mai avem, urlăm după ele și le prețuim. Și atunci când le avem, o zis Ieremia, uitați-vă, oameni buni, că în fiecare dimineață Dumnezeu vrea să posteze mesaje pe zidul vieții voastre. Mai ai loc la câte postări ai
mai ai loc și pentru el. Când ai așa scroll în fiecare dimineață, nu-ți sare în față o imagine a bunătății lui, a protecției lui. În Roman 2:4 Biblia spune: disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Imaginați-vă că atunci când noi l-am pus pe bloc pe Dumnezeu, ne-ar pune pe bloc inima, bătăile inimii, cum ar fi? Atunci când l-am pus pe silent și pe mute pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-ar opri aerul, ne-ar opri plămânii, cum ar fi? Gândiți-vă un pic. La Biblia spune în Roman 2:4 că indiferent ce faci tu cu el, el continuă să-ți facă bine mai departe, ca în ziua judecății să nu poți să spui: Doamne, am vrut să mă pocăiesc, dar am mai trăsnit. Cum mai spune în Evanghelia de Hristos, mă zice cineva: eu îl jur pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu există, să mă trăznească acum. Ce slab la minte poți să fii să spui cuvintele astea. Păi Biblia spune aici așa, în Roman 2:4, îndelungii lui răbdări. Păi vă dați seama dacă Dumnezeu s-ar enerva la o înjurătoare, cum a murit toți în câteva ore. Cred că am fi numai, nu știu cât ar fi populația României, 3.000 de oameni, 4.000, 5.000, cât am fi. Nu știu cât am fi, dacă numai Sfinții ar fi. Dar o să Dumnezeu, indiferent cât mă înjur, cât mă blastăm, indiferent cât faci numai prostii și păcate, eu tot mă port bine cu tine, că pentru că am speranța asta, o să zice Dumnezeu, că într-o zi o să mă accepți să vin în inima ta. 3. O a treia stare pe care am văzut-o la tineri este like-ul. Și îl folosesc, cred că, zilnic. Nu ești tânărul acela ca și care dă bloc, nu? A te-o convins. Nu ești nici ăla care are pe Dumnezeu pe mute. Ești ăsta care dai like. Ești tânărul căldicel. Te mai uiți la o fată semi-dezbrăcată sau semi-îmbrăcată, că nu știu cum e astăzi. Că am văzut multe fete se îmbracă să se dezbrace. Știți? O să ajungem ca păstor să venim cu ruleta la ușă într-o zi. Nu știu cât. Deci eu m-am dus în biserică, o trebuie să stau, tă cu capul în schiță să te am. Deci o știam pe doros deja. Tă cu capul în Biblie să te am. Nu mai poți uita. Nu mai poți să privești niciun. Da? Te mai uiți la o poză din asta, dar în același timp mai dai like și câte la un verset Biblie, știi? Cumva le amesteci, știți? Mai înjuri din când în când dacă te scapi, dacă te nervezi, știi? Dacă ai rune cu tensiunea, știi? Dar în același timp mai intri și pe TikTok, mai dai like la o predică sau la o secvență. Îți place creștinismul, îți place fanfara, orchestra, e fain, la liceu baptist, pentecostal, e frumos cu tinerii, mai ales la Chișinău la iarbă verde, imediat e super fain totul, dar rămâi doar la nivelul de like. Haideți să vă spun despre un criminal care a dat like-uri la predicatori din Biblie. Vă vine să credeți? Un criminal care a dat like la predici în Biblie. Marcu 6:20, Irod se temea de Ioan fiindcă știa un om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă. Și fiți foarte atenți. Și îl asculta cu plăcere. Când se punea o predică pe YouTube cu Ioan Botezătorul, știți care era primul? Irod, like. Like, încă una. Bă, zice, nu m-a prea de ce am ascultat, te-ai pocăit? Nu, dar m-a plăcut. Bă, ce-o dat pe evrei ăștia, i-au făcut pramă, zice. Știți că și am observat ceva în viața mea. La mulți tineri le place că spun adevărul până le spun lor adevărul în particular. Ați observat lucrul ăsta? Ai prieteni care te admire că ești un om onest, transparent, care spui adevărul. Până îi spui lui adevărul. Gata. De atunci te-au pus pe lista neagră. Într-o zi a venit Irod la Ioan la Irod și a zis: Irod, astăzi am o predică pentru tine. Serios, mă, pentru mine. Bă, extraordinar. Dar ce titlu i-ai pus? Că să văd, merită like-ul. Păi zice, n-are titlu, n-are nici puncte. O zis Ioan, eu zic direct ideea principală. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Nu vi se pare interesant că nu mai găsi butonul de like, Irod? Știți ce-o zis? Garda, zice, garda! Pușcărie. Cum? Tu te legi de mine? Dar tu știi cine-s eu? Tu știi ce relație am eu în Arad? Cine ești? Că nu știu. Eu sunt Irod, zice.
Și într-o zi a făcut un banchet, Irod. Și-a dansat tipa aia, că nu pot să-i zic altceva. Și-a zis Irod, fiți foarte atenți ce promiteți când sunteți bucuroși de ceva, nu știu. Am văzut tine care au zis, Doamne, când iau primul salariu, tot îl dau ție. Când au văzut cât îi, Doamne, ferească, Doamne, zici, Doamne, nu știu unde m-am gândit atunci când am zis. Da? Bucuroși mulți, știți? Și Irod era bucuros, numai că era o bucurie păcătoasă și a făcut o promisiune și a zis așa, cerem oricât vrei să-ți dau și îți dau, dacă vrei jumătate din împărăție. Și fac o paranteză care nu are legătură cu mesajul. O zis Irod așa, îți dau 1000 de terenuri intravilan, case, vile, palmieri, ce vrei tu? Și a zis, fata, mă mai gândesc. Și a mers fata la maică-sa. Și am spus duminică dimineața la noi la biserică când am vorbit despre puterea influenței unei femei. Ce influență ai asupra celui de lângă tine? Și au zis maica asta către fata așa, auzi, lasă-mă acum investițiile imobiliare. Nu cumpărăm acum apartamente în Cluj, nici unde, nu ne trebuie nouă acum nimica. Important e să scăpăm de nenorocitul ăsta de Ioan Botezătorul. Și au zis maica asta așa, parafrazez, auzi, dacă nu scăpăm de asta, degeaba tu ai investiții, ai bani, faci banchete, că numai predicele lui o să le auzi. Și eu tăiat capul la Ioan. A spus la noi la biserică duminică dimineața, știți cum puteți să ia capul la predicator și la păstori? Când mergi acasă și spui la copilul tău, lasă-l și pe pastorul ăla, zice. Dă-i pace. Să-și vadă el de casa lui, ia-i tăia capul. Lasă-l și pe prorocul ăla. Lasă-l pe liderul de tineret. Lasă-i. Și autoritatea lui o tai. Încheie paranteza, închid paranteza și vreau să fiți atenți. Să nu rămâneți numai la like-uri. Am avut renovare la noi la biserică și am pus un mesaj pe Facebook că am zis, mă, dacă 10.000 de oameni dau câte un euro fiecare, am făcut renovarea imediat. Am primit peste 1.000 de like-uri la postare. Am vrut să le iau like-urile, să mă duc în dedema să cumpăr Egipt cu ele. Dar n-am cum, de asemenea nu-ți dă nimic cum pot să schimb like-uri cu ce schimb. Dar oamenii au crezut că dacă dau like, sunt foarte spirituale, știi? Am primit comentarii foarte multe. Dar ce nivou poți, mă zici? Știți? Și vreo 12 donații, cred că de la 100.000 de oameni care au văzut, cam 12 donații că am primit. Știți, la mulți le place că faci ceva, dar numai să nu-i implici și pe ei. E rămân la nivelul de like. Au fost mulți care au umblat după Iisus, că mâncau bine. Dacă copilul era bolnav, nu mai trebuia să merg la doctor, la... aveai ceva problemă, operație, ceva, nu te mai costa 1.000 de euro operația. Nu, îl ducea la Iisus vindecat. Era fain cu Iisus. Știți ce le spune Iisus într-o zi? 6:26, Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Iubiții mei, uitați-vă să vedeți, 5.000 de oameni au mâncat din pâinele lui Iisus și la cruce i-ai putut număra pe degete. Pentru că a spus Traian Dorș după 17 ani de închisoare, căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțin l-au tras la joc. Ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Nu rămâneți la nivelul de like în viața de pocăință, în viața de creștinism. Că o să fie plin iadul de oamenii care au dat like-uri la predici de pe YouTube și care nu o să ajungă în rai niciodată. Că like fără schimbarea vieții nu te ajută cu nimic. Eu dacă mă duc în Kaufland, de exemplu, îmi spune soția Cristi, avem nevoie de ceva cumpărături. De obicei eu fac cumpărăturile, mă duc și fac cumpărături. Eu dacă mă duc și dacă dau like acolo la pastele alea carbonara sau ce sunt alea acolo și vin acasă cu mâna goală și le spun la pruncii mei, am dat 1300 like-uri astăzi. Păi pe ei nu-i satură lucrul ăsta. Tot îmi spunea maică mea înainte să mă căsătoresc, Cristi, ai grijă că dragostea trece prin stomac. Eu am crezut că se referă la fluturii care sunt în stomac când te-ai îndrăgostit. Eu am crezut. Până când am văzut că umpli căruciorul din Lidl și e 400 de lei și nu știi pe ce ai dat banii. Și acum îi dau dreptate la maică mea, că într-adevăr dragostea trece prin stomac. Adică asta vreau să zică părinții mei, vezi că dragostea nu înseamnă doar îmbrățișări, like-uri. Acum văd aici mulți tineri și eu sunt așa foarte direct cu voi. N-ați văzut ceva câte inimioare înainte de căsătorie? Cu săgeți, fără săgeți, cu arcuri,
Da? Să vedeți când am schimbat săptămâna trecută copilul al șaselea de la noi acasă. Numai inimioare am văzut în fața ochilor. Știți? Dar mulți dintre voi nu vă dați seama că inimioarele alea, de fapt, dacă tu rămâi... Și ascultați-mă, am stat de vorbă cu peste 40 de familii care au divorțat în ultimele 4 luni, 5 luni, anul ăsta. Mărturii care nu o să ajungă niciodată pe YouTube. Cazuri despre care eu nu o să vă pot spune că sunt confidențiale niciodată. Tineri căsătoriți proaspăt care nu se mai înțeleg. Sau alții care stau împreună, că au 4-5 prunci și ca să nu se despartă, stau așa împreună și viața lor e un iad. Pentru că s-o baza numai pe like. Zicea ea, bă, zice, am ieșit cu el de la predică și o zic, mă, dar ce fain o predica băiatul ăsta în seara asta. Ce cântări faine. Și am crezut că e pocăit. Și când m-am căsătorit cu el, am văzut că e un nemernic. Am văzut că stă pe pornografie 4 ore pe zi și mi-a distrus viața. Voi mă auziți ce spun? Că nu pot să spun mai multe, deși inima mea clocotește. Intri cu păcat în căsătorie, dar cu like-uri la predicatori, să impresionezi. Trimiți versete faine și când colo, tu nu ești schimbat. O, dacă aș putea să vă înregistrez o mamă, 45 de minute am stat cu ea la telefon, nu m-a plâns. Soțul ei în lume. A fost în biserică altă dată. Dar eu nu înregistrez, că n-am obiceiul să înregistrez, că n-am motive să înregistrez pe nimeni. Dar aș vrea să vă pun așa, să vedeți cam cum plânge cineva care e trădat. Pentru că o dat de un partener care s-a obișnuit numai cu like-urile. Bă, zice, ai văzut ce colectă s-a făcut la Betania în seara asta? Domnul se binecuvinteze, mă, apreciez ce s-a strâns. El nu da nimică. Dar el aprecia ce au făcut alții. Mulți au impresia că Dumnezeu se mulțumește cu like-urile noastre. Frații și surori, iubiți tineri, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Faptul că stau pe YouTube și dau like, dacă nu m-am schimbat cu nimica, e zero. Atenție mare la pasul căsătoriei. Nu vă lăsați impresionați. Pentru asta eu le cer și sunt considerat un predicator îngust. Dar le cer la fete, nu vă vopsiți pe degete, nu vă băgați botox în buze, nu veniți cu gene false. Frate păstor, recomandă-mă un băiat adevărat. Eu am gene false. Nu. Și spun, bă, ce îngust e boariul ăla, că nu-l suport. Dar când îți dai genele jos după nuntă și te vede și se speră de tine, ce faci? Tu ești Mircea. Eu sunt Izabela. Voi zâmbiți, dar eu nu zâmbesc. Vedeți că eu nu zâmbesc. Pentru că ceea ce vă spun trăiesc și știu realități din astea. Pentru că vrem să părem altcumva, că nu știu cum nu suntem. Ascultă-mă, dacă mă iubești, eu am așa cum sunt. Nu? Amin? Că nu pot să port tocuri de 24 toată viața. Cum să mă duc? Nu? Dacă îți convine cum sunt șlap sau îți convine cum sunt așa normal, am așa. Nu vreau să par ce nu sunt. Când dai like, mă aburești. Și eu chiar cred că mă iubești. Și când colo tu nu vrei altceva decât corpul meu. Asta spune Domnul să vă spun. Și prefer să vă spun tăiat decât să plângeți peste un an de zile. Frate păstor, am dat un bar la căsătorie. Mi-am luat un iubitor de like-uri în loc să-mi iau un iubitor de Hristos. Asta mi-am luat. Mi-am luat o iubitoare de modă. Eu câștig 2000 de euro, ea cheltuiește 2200. Mai și luăm dărâmul 200. Voi zâmbiți? M-a sunat bărbat, oameni buni, cu mâna pe Biblie vă spun. M-a sunat bărbat, 50.000 de euro, zis, îmi intră în casă, frate Cristi, în următoarea lună. Și nu o să ne ajungă până la Paști. Și era o lună jumate până la Paști. O zis că ea face praf tot. Mi-am luat o iubitoare de sine. O narcisistă. Stăm trei sfert de oră că nu-i stășuvită, nu știu cum. Dar în biserică, dacă ai depășit de ora 8, fai ce scandal îți faci acasă, că a început serialul și e noua zonă de serial. Ai milă, Doamne, de noi. Iubiții mei, asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Nu mai tot îmi dau like-uri mie, dau like-uri la alții, îl apreciez pe Iisus, dar vreau să-mi schimb viața. Nu doar să mă duc așa pe, bă, mă uit, să văd ce o să mai fie, nu. Vreau ceva mai mult. Fiul risipitor la porci, nu, zici, dați-mi o poză cu tata, îi dau un like. Nu, că mirosul tot la fel rămânea mirosul. O zici, eu mor de foame aici, deja am like-uri, deja am trafic la internet, 40 de giga pe lună.
că mă duc în fundul iadului. Trebuie să fac o schimbare. Și-o mărs la casă. Și s-o întâlni cu tata. Și-o zis, tata, auzi, haina jos. Am eu altă. O schimbare totală. Doamne, nu-mi lăsa să rămânem, Doamne, la apreciere. Bă, ce frumos a fost în seara asta. Cu ce trebuie? Cu nimica. Am luat numărul de telefon la 3 fete și au fost fain. Fost fain. Asta e? Atât? Nu. Merg mai departe. Dar că mai urmează o etapă. Și nici asta nu e bună. Coment. O știi și pe asta, nu? Că lăsați comentarii o grămadă. De fapt, dacă spui o poză și n-ai văzut câteva comentarii, nici nu poți să dormi noaptea aia. Uite că nu mă apreciam azi, zice. Nu mă apreciat. Nu. Ce să fac? Dragii mei, știți ce înseamnă tânărul care lasă comentarii? Vorbesc spiritual. El se implică mai mult decât ăla cu like-urile. Dar știți cum se implică? Cu vorba. Comentează la tineret, mai dă idei, sugestii, vine la repetiții. Mai lasă în grupul ăla de WhatsApp cât e un gând. Dar dacă îi spui, auzi, nu vrei să faci tu, că a fost o idee bună. Zice, bă, eu nu, zice, eu numai cu ideile, zice. Eu sunt numai cu ideile. E foarte bun la comentarii, la cum se meargă treaba mai bine. Știți cu cine seamănă băiatul ăsta? Sau fata asta? Cu Petru. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple ceva, zice. Eu până la moarte lângă tine. Și la cruce nu găseai. Unde e? Unde e, zice? Numai Ioan? Numai Ioan. Restul a fost cu like-urile și cu comentariile. Îl întreabă slușnic, auzi, dar parcă te-am... Auzi, la predica de pe munte, parcă... Eu, zice, ferească Domnul, mă, pe ce vrei tu jur? Eu n-am fost, zice, la stăruință, Doamne, fer, zice. Te întreabă băiatul ăla cu care vorbești, știi? Ăla din... N-am treabă cu Dumnezeu. Bă, parcă te-am văzut la Betania, la tineret. Eu, Doamne, fer. Eu n-am fost, zice. Eu nu-s cu pocăință, maică mea, zice, părinții. Te ajungi cu comentariile. Ia. Dacă ești într-un cer de prieteni la școală, știi să comentezi Prison Break sau ce mai fi. Da? Nu știu care e ultimul film care mai s-a scos. Dacă ești la biserică și se vorbește despre Apocalipsa, tu știi care e semnul fiarei? Tu ești tot timpul cu comentariile. La zi ești. Trăiești un creștinism de pe buze, verbal. Seamănă bine cu tânărul bogat despre care am citit. Pui întrebări corecte, te lauzi că ai păzit poruncele, dar nu ai viața schimbată. O să vă dau acum un exemplu despre un om din Biblie care a umblat 3 ani jumate cu Iisus. A lăsat comentarii puternice. Oriunde mergea, lăsa comentarii, așa comentarii lăsa că ai fi zis, bă, din totuși și nici este ce mai pocăit. Și într-o zi s-o sinucis. Vă vine să credeți asta? Să umbli cu Iisus și să te sinucizi? O venit femeia aceea cu vasul de alabastru. O turna pe picioarele Domnului Iisus, pe capul lui. Ioan 12:4, auziți, Iuda nu mai putut. Zice, bă, dacă nu las comentariu, simt că nu mai pot. Trebuie să las un coment, zice. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscariateanu, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Dacă stăteai așa și nu erai foarte atent, ai fi zis, bă, ce pocăit e omul ăsta, fii atent, mă, ce economă mă. În loc să ia parfumul ăla scumă, 1 million, fii atent, o da 50 de euro, mă, la colectă la tinere, mă. Bă, da ce pocăit. Nu, nu o dat. El nu a zis, de ce n-am făcut colectă, el a zis, de ce n-o dat ea. Mă, dacă nu ești atent, dacă mai stai pe telefon în timp ce el vorbește, nu prins. El totdeauna, Iuda, vrea să facă bine cu banii altora. Știți? Lăsa comentarii frumoase. Dar știți că Iisus Hristos vede dincolo de vorbele noastre? Spune în Ioan 12:6 și apostolul iubirii care a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus și care a ajuns să-L cunoască pe Domnul de aproape, o completat și a spus așa: tineri care citiți epistola mea, nu vă lăsați înșelați. Zicea Iuda lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț. Și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Vă vine să credeți? Un hoț să lase comentarii despre adevăr? Articol, cum să nu furi, semnat hoțul. Exact asta a fost. Păi voi nu vedeți și astăzi, acum, în mediul ăsta al politicii, în ce în România asta? Cei care n-au prunci ne învață cum să ne educăm copiii, în timp ce ei îl educă pe rex. Asta fac ei. Cei mai mulți prim-ministri din Europa n-au familie, n-au copii, au familii distruse. Dar vor să ne spună cum să ne educăm copiii. Să nu băgăm prea multe versete în Biblie,
Îmi spuneau femeie din Belgia, o luată cu fata mea la școală și o zis, te pune să înveți din Biblie multe, te toacă la cap, așa ai? Să ne spui dacă asta, că noi intervenim. Ne spun cei care mint în fiecare zi, cum să vorbești despre adevăr. Asta făcea Iuda, iubiții mei. Vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu nu e impresionat de vorbe. N-am văzut pe Iisus odată când cineva a zis ceva tare, să zică, wow, ce maximă tare ai scos, bă, zice extraordinar, o să mă notez. Nu. No. Niciodată în Biblie Iisus nu a fost impresionat doar de vorbe, ci a fost impresionat de atitudine, de fapt, de vorba împlinită cu fapt. Citeam despre Willie Lyle, un pastor din America. A fost ales să conducă biserica, să fie pastor principal sau cum se mai numește, pastor coordonator al bisericii din Clarksville, Tennessee. Și la 3 zile după ce a primit votul și l-a felicitat biserica, Domnul îi dă un vis într-o noapte. Acum nu știu câți dintre voi ați vrea să visați așa vis. Și spune Domnul în vis așa, te îmbraci în cercetor, în boschetar. Îți lași părul lung așa, îți lași barbă, să nu te mai recunoască nimeni, da? Și mergi și stai 5 zile în orașul acesta, unde ai fost votat ca păstor, unde sunt 140.000 de oameni. Și Domnul a cerut lucrul ăsta din două motive. Unu, a spus așa, vreau să vezi cum se simt oamenii aia când voi îi tratați, nu vă opriți, nu mai judecați, nu vă interesează viața lor, iar în cazul numai așa un leu acolo, în loc să le aflați povestea lor de viață, în loc să vedeți de ce ori ajuns acolo, în loc să-i chemați acasă, să facă un duș la voi acasă, să le dați un costum nou, o haină, vreau să te pui în pielea lor să vezi ce simt oamenii aia. Și doi, au zis, Domnul, vreau să-ți arăt câți oameni vor comenta, dar nu te vor ajuta cu nimic. Nu știu, dacă aveam eu visul ăsta, cred că aș fi zis, măi, e coșmar, cred că nu e de la Domnul, nu? Ce ai fi zis tu? Doamne ferește, auzi, alt proroc, nu mai aveți. Nu cred că, cum să știu ce-a Domnul mie așa ceva, mă, ca păstor? Omul acesta a înțeles că visul era de la Dumnezeu. 4 zile și jumătate a dormit sub poduri, pe la colțuri de trotuare, împreună cu oamenii străzi, a trăit printre ei. În afară de 4 persoane din biserică, nimeni nu știa de experimentul acesta pe care Dumnezeu i l-a cerut să-l facă. Eu zic, Domnul, așa, în ultima zi merg în parcarea bisericii. Atunci când aveți program acolo la biserică. Și-o mers. O mers, o zis, mă, zice, era o foame. Îmi spuneau ăștia cerșătorii, zice, vezi, dacă mergi acolo, poate prins, îți dă o apă sau o cafea, așa, ce mai rămâne de la aparate. Dar zice, e foarte grea viața pe străzi. O zis, am îndurat foame, frig, am îndurat bașocuri, am îndurat comentarii de toate felurile. Dar zice, când m-am dus acolo la parcare, mă așteptam la altceva, că erau pocăiții mei. Aia care m-a votat, cu 90 nu știu cât la sute. O zis, au intrat sute, mii de oameni în biserică și din toți, 20 doar s-au oprit să vorbească ceva cu mine și să mă ajute cu ceva. O mers o masă acasă, s-a schimbat, a mâncat și apoi a făcut o predică. Și a venit în fața bisericii și a predicat. A fost una din cele mai puternice predici din viața lui. Pentru că oameni buni, eu înțeles păstorul acela ce înțelegem și noi astăzi, că suntem foarte tare în versete. N-ați observat ce faine maxime punem la WhatsApp? Ce faine maxime punem? Suntem foarte faini la comentarii. Eu am și blocat pe câțiva care îmi trimiteau versete biblice. Știți de ce i-am blocat? Că am văzut acolo deasupra versetului, în loc să scrie referința, scrie așa, forwarded. Era trimis de mai departe, de la altcineva, știți? Și o zis, mă, să vadă Cristi Boariu, că mie îmi place, eu am 3:16. El trimis și lui. L-am și blocat. Când am văzut că îmi trimite în fiecare zi, nu mai trimite, te rog, că se vede clar că nu-i de la Domnul ăsta. Ăsta e de la prietenul tău, e de la altcineva, care la fel a vrut să-i impresioneze. Iubiți tineri, e așa sărac Dumnezeu încât dacă mă pun pe genunchi, îmi dă un verset forward de la altcineva? N-are Dumnezeu ceva fresh pentru mine. Nu, dar e mai ușor, știi, iau de la ăla, dau la ăla. Știți care sunt cele mai multe comentarii pe YouTube la cântări? Îmi dai și mie negativul. Îmi dai și mie schița. M-a scris un băiat de chestii, cum aș putea în 3 luni de zile să ajung cel mai tare predicator din România? Nici n-am găsit butonul să dau reply. Nu m-am uitat după el. Am vrea așa, știți? Rapid. Comentarii rapid, să vedem, luăm de acolo ăla, să nu ne costă nimic. Iubiții mei, închei punctul acesta.
Încheie cele patru categorii de oameni care nu vor fi mântuiți. Block, mute, like și comment. Ei doar la asta rămân. Închei spunându-vă că o singură dată în viață m-am dus la meci la UTA. Taică-mea nu a vrut să mă las, nici cum. Până la urmă o zis, te las o dată. A doua oară dacă te prind, e dezastru. Da? Dar o dată, ca să nu zici că nu te-am lăsat, te las. Și ce am văzut la UTA? Acolo, când am fost. Când timp ce aia transpirau 22 pe teren, noi mâncam popcorn. Bă, zic, nu știu, mă, cum... Și țineam scorul. Bă, fii atent, dacă eram eu în locul ăla, unde deam eu cu piciorul în bară, mă, haide. Fii atent că o lua cartonaș roșu pentru nimic. Noi nu mai ne dădeam cu presupusul. Dar ne până cineva să fugim, nici 2 minute nu rezistam. Voi zâmbiți, dar știți că bisericile noastre arată tot mai mult a spectacole. Super a fost. Dar pe tine cât te-a costat predica din seara asta? Cât ai postuit înainte să vii în seara asta la tineret? Că la final o să zici, Doamne, nu mi-a vorbit. N-am înțeles termenii aia, dar îi folosesc în fiecare zi, da? În fine. Iubiții mei, am văzut atunci că sunt mii de oameni care își dau cu părerea. Sunt mii de oameni care vin numai în ziua meciului, dar știți că ăia 22 vin și la antrenamente. Știți că ăia 22 transpiră zilnic. Știți că ăia 22 au regim. Ăia nu mănâncă ce vor. Știți că ăia 22 într-o zi vor fi singurii care vor ține în mână cupa. Și vă mai spun ceva, l-ați văzut pe Messi sau pe Ronaldo că se oprește din jucat, că îl înjură unul care mâncase minte, așa-i? L-ați văzut că s-a oprit? Să zică, băi, ce, nu ți-e rușine, mă, să mă înjur, mă. N-am văzut. Nu mă mai uit la meciuri de ani de zile, m-a eliberat Domnul de asta. Dar mi-a rămas imaginea asta în minte, că ăia de pe teren nu se opresc, că ăia care sparg și lasă coșul de gunoaie, de coș de semințe, îl înjură. Și ți s-a spus cineva că ai falsat un pic la cântare, gata, nu mai vin la biserică. Te-ai supărat. Ți-a spus cineva ceva, nu știu ce, o băga de vină și în loc să merg mai departe, iubiții mei, ascultați-mă, rolul meu nu să vă plac vouă, rolul meu în seara asta este să-i plac antrenorului. Amin. Că mă judecă ăla sau ăla, nu mă interesează, eu știu ce am primit de la Domnul și ce trebuie să fac. La fel face și ăla de acolo. Dar vă rog în numele Domnului astăzi, coborâți din tribună. În sens spiritual vă spun. Și haideți pe teren acolo la transpirație. Acolo la antrenamente. Că ăla care la antrenament, știți ce face? Ăla numai o dată pe săptămână are sala plină. În rest numai antrenorul e lângă el. Și urlă pe el și îl face în toate felurile și nu spune, îmi dau demisia. Și eu la biserică, dacă spun la cineva unde ai fost marți, dai treaba ta, mă. Și merg acasă plângând, s-o legat că ești bori eu de mine. M-a întrebat unde am fost marți. Nu mai suportă să-i spui ceva. Iubiții mei, vreau să vă rog astăzi în numele Domnului, nu mai rămâneți doar la comentarii, doar la like-uri. Coboară acolo pe teren unde se fac sacrificii mari. Ce înseamnă să cobori pe teren? Ce înseamnă să fii la antrenament? Înseamnă să vii și când e rugăciune, și când e zi de post, și când e mijlocire? Chiar dacă nu-i seara plin, chiar dacă numai 5 oameni sau 10 sau 20, eu mă duc acolo pentru că am un singur scop în viață, să-l mulțumesc pe antrenor. O zis Pavel asta, pentru aia eu am astăzi această permisiune să folosesc exemplu din sport, că și Pavel a făcut la fel. O zis, voi trebuie să placeți celui care vă înscris la oaste, nu la cel care mănâncă cojile afară. Și tu nu mai vii că ăla s-a uitat nu știu cum la tine. Gata, te lași de pocăință. Nu, eu vreau să merg mai departe. Și aici am vrut să ajung la ultimele două puncte a mesajului. La follow și la share. Că atunci când te interesează o persoană, mergi la profilul ei și apeși follow. Și vrei să vezi postările ei și vrei să fii mai aproape de ea și vrei să vezi cam ce face persoana aceea. Și ăsta e cel mai minunat pas care poți să-l faci în seara asta. Dar nu la un prieten, nu la o fată, nu la un băiat, ci la Iisus Hristos. Să spui exact ce spune cântarea. Doamne, vreau să te urmez cât voi trăi. Asta lipsește generației noastre și generației voastre, iubiții mei. Ești gata astăzi să nu mai urmezi poftele tale, pretențiile tale, să renunți la anturajul tău și ai un singur scop. Filipeni 3:13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru primul chemare cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Asta a zis Pavel. Eu am un singur scop în viața asta, pe Iisus, pe Hristos.
Și pentru aia citesc Biblia, pentru aia mă duc și predic, pentru aia mă duc și mă sacrific, pentru aia am fost bătut de iudei de nenumărate ori, pentru aia am fost în fundul mării. Am trecut prin mult, o zis Pavel, dar nimica nu m-a putut opri. Dacă eram cu laicurile, mă opream. La prima piatră mă întorceam. Nu mai fac nimic, gata. Nu. Tu trebuie să faci mai mult. Tu trebuie să faci parte din categoria oamenilor mântuiți, care îl urmează pe Iisus. Marcu 10:50, Bartimeu. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și acum fiți foarte atenți, iubiții mei, la acest verset, 10:52. Și Iisus i-a zis, du-te! Credința ta te-a mântuit. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos îi spune așa, Bartimeu, ani de zile locul tău a fost aici, pe marginea șanțului, ani de zile ai trăit numai de ce s-a dat unul sau altul, restul de la KFC sau de la McDonald's. Ani de zile ai trăit fără să ai ocazia să faci un duș, fără să ai ocazia să mergi să te tunzi, poate. Ani de zile ai trăit numai din mila altora. Bartimeu, te-am vindecat, poți să mergi, poți să pleci. Dacă vrei să te căsătorești, poți să o faci. Dacă vrei să cumperi o casă, poți să o faci. Dacă vrei, ce vrei tu, poți să mergi. Și vă rog să vă uitați la continuare. Îndată orbul și-a căpătat vederea. Și e interesant. Și a mers pe drum după Iisus. Cu alte cuvinte, au zis Bartimeu, Doamne, atunci când am deschis ochii, eu n-am văzut palmier prima dată. Eu n-am văzut euro prima dată, n-am văzut iPhone 13 prima dată. Eu prima dată când am deschis ochii, te-am văzut pe tine că tu erai în fața mea. Tu mi-ai deschis ochii. Toată viața, Doamne, voi umbla în așa fel încât să calc pe urmele tale. Să mă duc după tine. Chiar dacă tu îmi spui să mă duc, chiar dacă îmi dai libertatea asta, îți mulțumesc, apreciez. Dar eu nu vreau să fiu oamenii aceia care se întâlnesc, au o experiență, o seară faină și apoi mărg din nou la păcatele lor. Eu vreau, Doamne, o altfel de viață. Iubiții mei, Iisus îi spune, poți să rămâi doar la like dacă vrei, doar la comentarii. Că mulți pe care i-am vindecat nu mai ies aici. Ori plecat și au făcut o viață fără mine. Și el a zis, nu vreau follow. Vreau ceva mai mult. Vreau să vă spun astăzi că mulți vor să umble cu Iisus, puțini vor să umble după Iisus. Ani de zile am predicat greșit. Am spus că bogatul nu a venit după Iisus din cauza banilor. Nu e adevărat. Nu aia a fost cauza principală. Iisus îți spune, îți lipsește un lucru, cel mai major lucru. Du-te de vinde tot ce ai, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Vino în spatele meu. Și-o zis, Doamne, trebuie să mă înțelegi. Eu n-am umblat în spatele cuiva niciodată în viața asta. Eu am fost șef, am fost patron, am fost lider. Eu dacă vrei, vin cu tine așa, pas la pas. Mai dai tu câte o idee, mai dau și eu câte o idee. Dar eu în spatele tău. Și mă mai pus să și vând tot, așa-i? Dar nu merită, zice. Vreau să te întreb astăzi. Știți că am văzut categorii, ei merg în fața lui Iisus, anumiți oameni, ei merg în fața lui Iisus. Am văzut alte categorii, ei merg la pas, așa, lângă Iisus. Dar sunt oamenii care merg în spatele lui Iisus. Și-a spus Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu cal pe ale lui Hristos. Ce înseamnă să mergi în spatele lui Iisus? Să deschizi Biblia în fiecare zi și să spui, Doamne, ce plan ai cu mine astăzi? Ce oportunități îmi vei da? Ce vrei să fac astăzi, Doamne? Vreau să te ascult în toate și vreau caracterul tău să se vadă în viața mea. Încheie punctul acesta penultim, spunându-vă și rugându-vă, citiți cărțile lui Elizabeth Elliot. Repet, citiți cărțile lui Elizabeth Elliot. Au fost trei dintre ele care mi-au marcat viața, puritatei, foarte bună pentru tinerii care vor să se căsătorească și vor să se păstreze curați pentru căsătorie. Fac o paranteză. Când soția ta e a 14-a cu care te săruți, ce garanție are ea că nu urmează a 15-a după ea? Ați înțeles că sunteți deștepți, sunteți inteligenți, da? Vrei să te păstrezi curat. Să-i spun soției mele, m-am păstrat curat și nu trebuie să ai nicio îndoială. Că dacă am putut 25 de ani să rezist, rezist încă 50, fără probleme. Și dacă nu te-ai păstrat curat, astăzi e ziua când poți să începi o viață nouă. Și poți să spui, Doamne, dă-mi din nou curăția de care am nevoie.
Una din cărțile lui Elizabeth Elliot care m-a marcat, dacă nu greșesc, a fost Prin porțile splendorii, Umbra celui atotputernic, amândouă sunt extraordinare. Și acolo ea spune că s-a căsătorit cu Jim și împreună cu soțiile ei, celorlalți, încă 4 tineri misionari și cu încă 4 tineri au plecat în America de Sud, la tribul Lauca. În 1957 au ajuns acolo și Nate Saint, și acum țin bine în mintele acestui pilot care a murit pentru Dumnezeu. Nate Saint era pilotul de avion, un avion de mici dimensiuni, și au zis către soțiile lor, mergem. Era un trip de canibali oamenii ăștia. Nimeni nu vrea să meargă la ei. Au zis, e prea periculos. Ăștia te omoară din primă. Și au zis, Nate Saint, am o idee. Ne urcăm în avion toți, mergem și ne apropiem așa de ei. Mergem deasupra lor să ne vadă, să ne cunoască. Și le aruncăm anumite lucruri din avion. O oglindă, un piaptă, un cadou, ceva lucruri ca să ne împrietenim cu ei. Și au făcut așa câteva zile la rând. Soțiile stăteau la baza misionară, stăteau în post, stăteau în rugăciune. Și ăștia se întorceau în fiecare zi tot mai bucuroși. Zice, și într-o zi o zis Jim, ne-au zâmbit, ne-au făcut cu mâna. Putem coborâ. Și au îmbrățișat soțiile pentru ultima dată. Și au plecat. O zi soțiile, noi stăm cu capul lângă radio. Când ajungeți acolo, când aterizați în siguranță, să ne spuneți. Și au stat cu capul lipitor între și nu mai auzi nimic. Or chemat un alt pilot și au zis, du-te, te rog frumos, și verifică ce s-a întâmplat. Era acolo un râu, ei vreau să treacă râul acela, trebuia să coboare pe plaja aceea din avion, să treacă râul și să ajungă în teritoriul lor. Pe plaja râului, toți 5 erau morți, săgeți și sulițe în ei. S-a întors pilotul îngrozit, a dat vestea asta tulburătoare acestor 5 femei. Or mers cu armata și l-au luat trupurile. Și după câteva zile a venit un prieten, cel mai bun prieten al lui Jim. A venit la baza aia misionară și a zis către pilotul acela care a mers și a văzut trupurile lor moarte, a zis, am o dorință, eu am fost cel mai bun prieten cu Jim. Te rog frumos, du-mă și pe mine să văd locul unde cel mai bun prieten al meu a suferit martirajul, a murit pentru Hristos. Și în timp ce survolau zona, când a ajuns acolo deasupra râului, o zis pilotul, ești atent, uiți? Uite, ăla, acolo e locul unde a murit Jim. Și o zis prietenului Jim, nu acolo, e locul unde a murit Jim. Și la pilot nu prea i-a plăcut că l-a contrazis. O zis, domnule, nu vreau să... Dar eu am fost și le-am ridicat trupurile la oamenii ăștia, eu știu unde a murit Jim. Și o zis prietenul lui cu lacrimi în ochi, Jim nu a murit acolo. Jim a dat follow, Jim s-a întors la Domnul, Jim a murit. Cu câțiva ani în urmă într-o biserică din America de Nord, într-o seară frumoasă, în care au predicat, au spus așa, Dumnezeu nu are jumătăți de măsură, ori îi dai totul, ori îi dai nimic. Jim a văzut în Biblie că este un verset care e incredibil. Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roată. Și a zis, Jim, eu în seara asta vreau să mor. Și de astăzi, ce vrea Dumnezeu să facă cu mine, sunt în mâna Lui. Știi ce înseamnă asta? Mai mult decât follow. Înseamnă că unicul la care ai dat follow din tot social media e El. Că poți să-L ai pe Iisus, să-I dai follow, dar în același timp poți să mai ai încă 20 de staruri. Și știți că pagina de YouTube știe mai multe despre noi decât părinții noștri, nu-i așa? Dacă intri la un tânăr pe telefon și intri pe home la YouTube și vezi ce recomandă YouTube, îți dai seama cam cu ce și-o petrecut timp în ultimele 2 luni, nu? Știu algoritmii de la YouTube, boții aceia, AI-ul acela, știe mai bine decât păstorul din biserică ce-ți place să vezi. N-ai vrea să arată să spui, Doamne, vreau să te urmez. Dar nu mai vreau să rămână după la cuvinte, Doamne, că atâtea cântări faine am cântat, atâtea predici am ascultat, vreau de astăzi o viață schimbată. Și în ultimul rând, și asta e cea mai mare stare la care poți să ajungi, share. Cel mai minunat pas. Adică îl urmez pe Domnul, dar atât de mult îmi place misiunea care Dumnezeu mi-o dă, încât dau share.
Dau share din banii mei, dau share din timpul meu, dau share din hainele mele, dau share din sandwich-urile mele. Atât de ușor să dai share la postările altora. Nu. Creează tu postări cu Dumnezeu. Creează tu experiențe cu Dumnezeu. Și alții când văd ce share ai avut la viața ta să zică, vreau și eu ca și el. Veneam într-o zi, eram în Oltenia și conduceam, era 12 noaptea. În timp ce conduceam la volan, îmi spune Duhul Sfânt, ți-ți pline prebicele de mărturii cu alții. O zis, te-ai gândit oare câți te vor putea folosi pe tine ca mărturie în predicile lor? N-am putut să dorm până pe la două jumate. Că a fost o vorbă extraordinară. E atât de ușor să iau postarea ta, să iau viața ta, să iau colecta ta, să zic, bă, ce fain a făcut ăla și dau share. Ce ai făcut tu? Și rămân tot la nivelul de coment. La nivelul 4. Dar ce frumos e să vin eu. Și să zic, Doamne, de astăzi vreau să te folosești de mine. Vreau să mă pun la dispoziția ta. Ce ai nevoie, asta fac. Și vreau ca viața mea să fie o distribuire zilnică de resurse spirituale. Dacă fac diabet pentru tine, nu-i problemă. Dacă într-o zi cedează inima pentru tine, nu mai interesează. Într-o 1945-1947, Vorban a împărțit 1 milion de Biblii la soldații ruși care au venit în România și s-au instalat ca și comuniști. În 48 l-au băgat în pușcărie 14 ani. Avea o mângâiere. Nu știa dacă mai este de acolo. De multe ori o pierdut orice speranță că va mai ieși. Dar au zis, când am putut, am făcut ce am putut cu ceea ce am avut. Te întreb astăzi, tu faci ceea ce poți cu ceea ce ai? Au zis Marcu 16:15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. La orice făptură. Întreabă colegii la școală, ești pocăit? Maică mea, de ce nu fumezi? Mă doar plămâni. Dar nu bei, zice cu noi, mă doare ficatul. Așa e că dai share. Nu. Nu. Am văzut la profil la WhatsApp la cineva ieri, la o fată care s-o pocăi recel la noi la biserică, care s-a ocupat de multe lucruri în viața asta și s-a pocăit așa cum trebuie. Și scria la WhatsApp, dacă n-ai o Biblie, contactează-mă. La mulți slujitori n-am văzut așa ceva la stare. Eu nu mi-am pus niciodată la stare așa ceva. Și i-au zis, dacă n-ai o Biblie, deranjează-mă. Sună-mă la orice oră. De astăzi, pentru asta trăiesc. Într-o zi ne-a venit un mesaj la noi la asociație și în mesajul ăla scria, sunt o soră, v-am trimis 3.000 de euro ca să plătiți cartofii. Când noi pusesem un video pe YouTube că am împărțit 69 de tone de cartofi și vrem să le plătim. Când vezi 3.000 de euro, asta e o sumă care intră odată la nu știu câte luni. Rar bagă cineva 3.000 de euro. Și am zis, bă, cine știe ce om bogat din Arad sau de unde? Cine știe? Dai seama. Dar pe de altă parte s-o gândit secretarul, mă, dacă o greșit suma, mă duc până la Mali Grem și mă fac de râs. Și o zis, doamnă, soră, nu cumva au fost 300 sau 30? Și ea a zis, nu, sunt o soră văduvă, am 11 copii și de 6 ani strâng banii ăștia. Acum când am văzut video-ul, am auzit o voce și o zis, domnul, acolo trebuie să ajungă banii ăștia. Așa mă de rușine mi-a fost când mi-a trimis secretarul screenshot-urile și mesajele cu ea. Să strâng 6 ani niște bani și să spui, Doamne, eu ca văduvă, știi ce făceam eu? Vă spun sincer, mi-eram la păstor, m-ai pus pe lista văduvelor. Când îmi intră la Raiffeisen? Când? Direct. Ce? Că spune Biblia, stai grijă de văduve. Nu. Nu. Asta înseamnă nu doar să cânți, ci să faci. Doamne, vreau să te urmez, să te slujesc cât voi trăi. Matei 25, am fost flământ și mie și mi-ați dat like. Nici măcar like-uri nu mai primești dacă pui poze cu flămânzi. Am pus la noi la asociație o poză într-o zi, cineva a donat 200 de borcane de miere și frațele ori distribui și au făcut niște poze. Ca să vadă bucuria celor copii, că nu-i trebuia la ăla care a dat miere, că nici nu a apărut el în postare. Dar să vadă bucuria unor copii care au miere în mâna lor. Am primit, nu știu, 250 de like-uri
În aceeași perioadă, o vedetă de România a pus pe Insta ceva poze cu ceva ciorap, nu știu cum și-l-a luat pe picioare. 30.000 de like-uri. Asta e lumea în care trăim. Întrebarea mea e, tu apreciezi și apreciază Domnul sau și apreciază lumea? Am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Auzi, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Că zis și Iacov în epistola lui, dacă vezi un om care nu-i îmbrăcat, faptul că îi spui Domnul să te binecuvinteze, nu-l încălzește. Lasă comentariile, au zis Iacov, lasă like-urile, treci la acțiune, dă share. Ai nu știu câte paltoane în dulap, ai nu știu câte costume, dă-le share. Nu mai fi ca și Iuda, eu fac bine, dar fac cu banii altuia. Nu, fă cu a tăi. Auziți, vă rog frumos, ce răspund cei neprihăniți. Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Iubiții mei, eu n-am putut predica ani de zile din textul acesta, n-am experiența altora, n-am înțeles efectiv. Păi unii spun că ori făcut și tu-i trimiți în iad. Și la alții le spui, vă mulțumesc, ați făcut, am fost acolo, mulțumesc, am apreciat, am văzut, v-ați implicat. Și îi spun, când, Doamne? Și Doamne, eu nu mai înțeleg nimic. Și-au zis două Domnule Cristi, mai știi ce am mâncat acum 3 săptămâni? Nu. Acum 4? Nu. Acum 2 luni? Nu. De ce? Că mânci în fiecare zi. Ați înțeles acum? Ăia care fac bine odată pe an, ăia țin minte până mor. Cordați și ei 20 de euro la renovarea bisericii. Frate păstor, ai grijă. Grijă. Da și el. Dar știți că ăia care fac bine în fiecare zi nu sunt oamenii care scot ochii poi mâine. Nu. Pentru el e bine. Și pentru ei au zis, Doamne, dar când am făcut noi asta? Pentru noi bine le-a fost un mod de viață. Nu ne-am mărs și am pus așa în calendar cu roșu. Nu. Acum iară vin sărbătorile. Nu vă spun câte telefoane. Clementine, portocale. În București, citeam într-un articol pe internet, în 31 decembrie au mărs copiii și-au lipit năsucurile de gardul de sârmă ghimpată. Înghețat. Și-o trebuie să iasă directoarea și să zică către cei de la orfelinat, haideți înăuntru că muriți de fric. Ce căutați afară? Și-au zis copiii, Doamne, dar ăștia care au venit cu clementinele, nu mai vin. Și-au zis femeia, zice, nu știam ce să le spun. Că la noi se fac a două ori numai la Paști la Crăciun. Atunci, bă, zice, apropie finalul anului, la cât am înjurat și am făcut prostii, hai să fac și eu un bine pentru Domnul, zice. Poate că Dumnezeu mi le șterge. Și din 1 ianuarie încep de la zero. Aceeași viață. Și o să trebuie să-i bagă înăuntru și să le spun că până la Crăciunul viitor nu mai vine nimeni. N-ați văzut și la județean cu miroase aspirt. Din ianuarie până în noiembrie. Apoi în decembrie un pic a portocale și apoi iar aspirt. Și nu-i vina medicilor, e vina mea. Și poate e vina ta. Binele regulat nu-l mai ții minte. O zis în Fapte 20:19, Pavel, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Cum stai cu șeier în seara asta? Copiezi link-ul, îl pui pe WhatsApp și ai făcut evangelizare. Atât? Poate zice, frate Cristi, eu bani nu am, să predic nu am dar de la Domnul. Auda, să mijlocești. A fost la Ineu la o mormântare. Nu știu dacă au fost 15 oameni. Priveg era, priveg. Într-o seară. La final am mers la masă cu cei din familie și mi-au zis o nepoată. O zis, Cristi, eu am schimbat-o pe bunica după ce a murit. A zis, când am îmbrăcat-o, m-am oprit. Pentru că genunchii ei erau bătătoriți ca la cămilă. Erau cu piele din aia care se dă jos ușor, bătătorită, ca și cei care cântați la mandolină, știți cum vi se fac degetele. Și-o zis, zice, nu-mi vinea să cred. Nu știam de ce am atâtea binecuvântări eu cu soțul meu. Nu știam de ce Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a protejat. Și acum mi-am dat seama, pentru că cineva a dat share din timpul lui, din genunchii lui.
Bune, dar nu mănânc astăzi. Eu nu mănânc astăzi. N-ați auzit vorba asta? Niciodată până acum. Știi că din binecuvântările tale sunt din cauza unor părinți, bunici sau cuiva din spate care au stat pe genunchi pentru tine? Care a dat share din timpul lui, din viața lui, din sănătatea lui? Ok. Spunându-vă că la 14 ani eram acolo sus la balcon la Betania, aici la voi. Undeva pe ultimul rând am mai găsit loc. Și când s-a făcut chemare, am fost aici. Am trecut de la like-uri, comentarii la follow. Numai că am rămas numai la follow până la 19 ani. Cântam și în fanfară și în cor. Veneam la biserică. Dar nu vreau să mă costă nimica umblarea cu Dumnezeu. Îmi fac numai normă și plec mai departe. La 19 ani bunica mea s-a îmbolnăvit, a ajuns în spitalul județean din Arad. Și m-a sunat maică mea și a zis: Cristi, trebuie să te vii repede, că dacă n-apăși medicamentele alea care le găsești la farmacia aia non-stop, ea nu mai rezistă până la dimineață. Era vreo 12 noaptea. M-am schimbat, repede am plecat. Am luat medicamente, am intrat în salon, le-am pus acolo pe dulăpiorul ăla. Și atunci am auzit o voce care m-a spus așa: dacă ai fi în locul ei, cu ce te-ai prezenta înaintea mea? Păi cum cu ce? Păi am gătat fanfară, cor, am venit la repetiție. Am ieșit din salon afară pe hol, aceeași voce. Am mers la mașină, am dat drumul la motor, am crezut că nu se mai aude vocea aceea. Și aceeași voce m-a întrebat: dacă ai fi fost tu în locul ei în seara asta, cu ce ai venit înaintea mea? Și au zis vocea aceea, mi-a spus așa: mai știi că la corul bărbătesc când cântarea aceea, am dat eu oare ce e mai bun lui Iisus? Și atunci parcă m-o frânt, că eu dădeam Domnului așa rugăciunea aia de 2 minute, de la 12 fără 10 înainte să te culci. Nu te culci ca un ateu, te pui pe genunchi, zici ceva și te culci. Deschideam și o Biblia ca și cei mai mulți dintre voi, la întâmplare, la bac, la examen, la momentele cruciale din viață. Și mi-am dat seama că Dumnezeu nu vrea să rămân doar la nivelul acela, ci vrea să mă duc mai departe. Și vrea să mă folosească și vrea ca viața mea să fie pusă la dispoziția Lui. M-am dus acasă, era frig, era iarnă, o trebuie să fac focul la noi în pivniță. Și în timp ce făceam focul, vocea aceea m-a spus așa: vezi focul ăsta? Așa vreau să arzi pentru mine. Am închis ușa la cazan și m-am prăbușit pe betonul rece. Și am zis: Doamne, nu mai vreau să fiu un follower. Nu mai vreau să fiu cu mâna sus la închinare. Și când mă duc acasă, nu mă costa nimic. Vreau de astăzi să fiu în slujba Ta. Noaptea aceea a fost noaptea în care Dumnezeu m-a chemat în slujire. Cu adevărat. De atunci umblu cu El în fiecare zi și îi mulțumesc că mi-a făcut harul să-i dau share la mesajele Lui. Dar n-aș vrea să fac numai cu vocea. Încerc să o fac cu soția, cu copiii, cu biserica, cu trăirea mea, cu viața mea. Prin asociația care avem, prin tot ceea ce facem, vrem să se vadă slava Lui. Nu știu la ce nivel ești în seara asta. Nu știu, poate ești la bloc, poate ești la mute. Dumnezeu știe unde ești, la like-uri. Dar și acum, la final, să facem o rugăciune cu toții. Vreau să cântăm cântarea asta. Te rog să o pui pe proiector. Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi. Dar e frumoasă cântarea asta. Drumul Tău să îl urmez în fiecare zi. Ascultați-mă. Dacă în timpul acestei cântări este cineva care încă nu a făcut botez, nu a făcut un legământ cu Domnul, cei care v-ați predat Domnului nou, acolo unde stați, luați decizii noi, dar vreau să dau ocazia aici la Betania să fac exact cum a făcut cineva cu mine la 14 ani. Și a făcut exact ceea ce vreau să fac eu. Dacă este cineva care vrea să schimbe viața,
în seara asta. Mă refer la nașterea din nou, nu mă refer la share asta, mă refer la fală în special. Mă refer la convertirea aia autentică. Dacă n-ai avut-o încă și vrei să ne rugăm pentru tine, vino aici în față în timpul cântării. Mă uit la ceas, e 9:05, la 9 trebuie să intru în conferință la servici. O să întârziu. Dar știu că se merită să întârziu la job, dacă întârziu din cauza lucrării Domnului. Hai să ne ridicăm în picioare. Știți cu toți cântarea. Puteți lua 2-3 microfoane în mână, cântăm această cântare. Și dacă Domnul ți-o vorbește și vrei ca seara de astăzi să fie seara ta, vino aici, îngenunchează în față, 24 noiembrie 2021. Și cred că va fi ziua când Dumnezeu va mai scrie nume în cartea vieții. Când Dumnezeu va împărți haine albe. Și dintr-un om care a fost pe mute cu Dumnezeu sau pe bloc, o să fie un om care să miște radul ăsta.